Da, bun găsit, domnilor și domnilor. Este o răsturnare de situație după primele ore de vot. Cum afectează aceste date rezultatul votului? Ce candidați sunt avantajați? Cum se schimbă chiar în aceste momente ordinea prezidențiabililor? Vedem totul și aflăm în direct aici la România TV. Celebrul analist Nils Schnecker este în studioul Sociopol și are informații noi despre vot. Vă prezentăm de asemenea tabele cu cifre spectaculoase la biroul electoral central. Alături de noi este și domnul Bogdan Chiriac. Aflați imediat ce informații a reușit să afle despre alegeri. În direct va fi președintele Klaus Iohannis. Vorbim despre decizia fără precedent luată chiar în ziua votului. Aflați de asemenea de ce a fost oprit Gigi Becali în ziua votului și, bineînțeles, la ora 21, doamnelor și domnilor, în exclusiv aici, la România TV, vă vom prezenta rezultatele votului și veți afla cine intră în turul 2 la prezidențiale. Sunt date ample, Sociopol, culese din toată țara. Toate detaliile le primim de la corespondenții România TV. Aflați în punctele cheie ale alegerilor, vom comenta împreună cu invitații noștri. Însă mergem direct la Nils Schnecker, pentru că, doamnelor și domnilor, sunt noi date. Nils, te așteptăm ca pe pâinea caldă, cum se spunea pe vremuri. Da, bun găsit. Sper să nu ajungem la doar o pâine cu cartelă, dar în orice caz 17,81, apropo, aici în centrul nostru de comandă, ceea ce avem în plasmă este updatat minut de minut. În fiecare minut, ăsta este 12.01 ora, 17,81%. Este, dacă ne uităm pe total România, avem 15,65% participare, în diaspora 1,99%, mai puțin relevant, dar relevant, 362.000 de persoane au votat în afara țării. De asemenea, interesant este urbanul și ruralul. Am vorbit în ora trecută de această diferență și putem vedea că urbanul are 9,36% participare față de rural, care este doar la 6,28%. De asemenea, în județele fruntașe se menține județul Ilfov cu 20,14% participare, după care urmează Constanța și Teleormanul și Brașovul și Argeșul, toate cu puțin peste 18%. În județele Codașe se află, între ele se află Satu Mare, Covasna, Marea Mureș, Arad și Vaslui. Dacă ne uităm pe regiunile istorice ale României, avem participarea cea mai mare în continuare în sudul țării, respectiv în Muntenia și Dobrogea au participat 17,25% dintre electori la vot, iar în Oltenia 16,93%. Față de Transilvania 14,87%, Banat Fișana 13,36%, Moldova 14,6%. Deci observăm că sudul votează masiv în acest moment. De asemenea, dacă ne uităm la București, București are un procent destul de mare, este de 16,1%. Ceea ce spuneam în ora precedentă ca un fapt divers interesant este că urna mobilă a fost cerută cel mai mult în Transilvania și în Banat și Fișana, dublu față de, ca procentaj, dublu față de celelalte regiuni istorice. E doar un fapt divers interesant de comentat. Sibiul, pentru că l-am văzut pe președintele Klaus Iohannis votând în ora precedentă, Sibiul are 17,61%, deci este peste media Transilvaniei, dar sub media națională, care acum este deja la 18,07%. De asemenea, să ne uităm puțin și la mediile de vârstă. Vorbeam mai devreme apropo de faptul că în Transilvania lumea de obicei se duce mai întâi la biserică și pe urmă la vot. Dacă ne uităm la media de vârstă, vedem că pe locul întâi sunt persoanele între 45 și 64 de ani, care au votat în proporție de 39,74%. Următorul segment este cel de peste 65 de ani, respectiv pensionarii,
27,64%, iar în zona tineretului, aici avem 16,08%, cei între 35 și 44, 11,71% 25-34 și doar 4,81% 18-24. De asemenea, ar mai trebui menționat faptul că în foarte multe dintre județe am observat un trend extrem de interesant. Respectiv, independenții, candidații independenți, răstoarnă. Da. Te întrerup un pic, Nils, pentru că îl vedem în aceste momente sosind la sediul PNL. Este un centru de comandă, Lili, și acolo, la sediul PNL. Klaus Iohannis sosește în aceste momente și înțeleg că vorbim despre o decizie fără precedent. Această participare, da, a unui președinte la sediul partidului în ziua votului. Da, îl vedem doar în imagini pe președintele Klaus Iohannis chiar în acest moment. Cristina. Președintele Klaus Iohannis sunt întâmpinat de liderii PNL. L-am văzut și pe premierul Ludovic Orban, de asemenea prin vicepreședintele Rareș Bogdan, Dan Motranu, Florin Câțu. Când îl dacă prezența alături de președintele Klaus Iohannis, este într-adevăr, Ionuț, cum spuneai și tu, o decizie atipică, nu doar pentru Klaus Iohannis, ci și pentru președintele României. În general, evitau să meargă la sediile de partid. Seara veneau la sediul Bogdan Chiriacu. Lucrul ăsta dovedește, nu se poate vorbi despre candidați, nu, cu nume și prenume, dar faptul că dânsul iese în public în acest moment, mie mi-arată că are o temere. Deci nu te duci la ora 12 la sediul de campanie al PNL. Deci eu cred că sondajele pe care tot le-am văzut fluturate acum o săptămână sunt departe de realitate. Deci nu te duci decât dacă ai o temere mare. Alminter, după cum știm cu toții, președintele șa de la Cotroceni în propriul centru de comandă, să nu fim naivi să credem că președintele nu are un centru de comandă la Cotroceni, are consiliere, are comunicații specializate, are tot ce vreți. Faptul că se duce cu toate televiziunile. N-are centru sociopol, însă. Poftim, n-are sociopolul, foarte bine, foarte bine. Nils, sociopolul a picat la virgulă. Lasă, Nils, că se uită diseară la 21 la România TV. Nu, se uită și acum îți spun eu. Sigur că de aici o să afle ce-a făcut. Și faptul că se duce cu arme și bagaje, se duce pe față la sediu PNL, arată că există ceva în această zi care nu este favorabil. Nils, îl știi și tu foarte bine, da, pe domnul Iohannis și cum era de sigur, ți s-a părut că totuși ar avea ceva temeri? Mie nu mi s-a părut că ar avea ceva temeri. Eu am comparat mai degrabă acest lucru cu, știu eu, mersul la cumpărături. Exact. Sau smulsul unui telefon din mână. Adică mie mi s-a părut, e adevărat, e o acțiune politică. Asta e singura diferență. Dar adminte, unul merge la cumpărături și smulge telefoane. Diferite. Una este o acțiune de campanie, cum făcea domn Băsescu, de mergea la shopping în ziua alegerilor și smulgea telefoane. Era de campanie electorală. Da. Asta, cum ai spus, e o acțiune politică. E acțiune politică, într-adevăr. Da. Deci Asta poate să fie considerată pe sistemul scoaterii votului din casă. Da, pentru că problema cea mai mare din câte s-au făcut analize până acum era cea a prezenței. Daniel, tocmai tu ne spui și vii cu date și ne arăți că lumea vine la vot.
Da, lumea vine la vot și continuă să vină. Participarea este bună. În multe zone este mai mare decât a fost în 2014 la această oră. Dar ceea ce este interesant și am să merg la Adina, pentru că într-una din zone, vă spuneam, sunt zone în care candidații independenți răstoarnă întregul car al candidaților susținuți de partide politice. Și am aici, Adina, mi-ai trimis înainte acest clasament. Schimbarea aceasta e foarte interesantă pentru că împune practic tot ceea ce noi am crezut, le inversează. Ori poate că acest, tocmai acest fapt de aici este ceea ce l-a îndemnat pe președintele Klaus Iohannis să participe la un eveniment în curtea Partidului Național Liberal. Poate că tocmai aceste rezultate pe care noi le avem aici, și cum zici tu, are și dumneia sa un centru de comandă, o citi ce om citi și noi. Da, vorbim despre... Dar voi ce citiți acolo, Nils? Ce vrei să ne spui? Ceea ce vreau să-ți spun este că avem aici un spectacol în desfășurare între candidați. Avem în plutonul acesta de cicliști, avem niște cicliști care practic o iau unii mai înainte, alții rămân mai în urmă, dar diferența o face acest concurs dat între candidații independenți și candidații susținuți de partidele politice. Un lucru pe care noi în sondajele de până acum nu le-am văzut, Nils, dar aici le vedem. Sunt convins că aveți pentru ora 11. Poți să ne spui că nu e niciun fel de chestiune. Câți cicliști s-au desprins de pluton? Știți că datele nu sunt concludente, sociologii o să ne certe, mă rog, e ora 11, aveți datele la 11, e ora 12, datele sunt de la 11. Câți cicliști parcă au o roată sau două roți în fața plutonului? Am să-ți dau răspunsul în felul următor. În momentul de față avem 3 plutoane diferite. Asta e răspunsul pe care ți-l dau. Avem 3 plutoane diferite, dintre care plutonul din față este mult mai mare decât ne-am fi închipuit. E o informație bună în acest moment. Măi, Nils, nu pot să fii atât de crud cu noi, telespectatorii, pentru că vrea să știm cât de puțin, cât de puțin acum estimăm cu toții, înțelegem apropourile, dar parcă am vrea să auzim, dar o să ne uităm la tine oră de oră. Absolut. Până când o să mai scap câte o informație mică, să mai știm și noi câte ceva. Le pui, vezi, tocmai asta este treaba, dacă stai și te uiți și aștepți numai ora 21, îți scapă aceste lucruri. Sau dacă lipsești o oră și nu te uiți oră de oră la noi, nu vei înțelege detaliul pe care ți-l dau peste două ore dacă nu legi de celelalte două detalii dinainte. Și asta totul pentru că, sigur, avem o lege după care ne ghidăm. Da, sigur, e deja o vânătoare de comori ce faci tu. Da, Billy, întreabă-l câți cicliști sunt în plutonul 1? În plutonul 1 sunt mai puțin cicliști. În plutonul 1 sunt mai puțin cicliști decât în plutonul 2. Facem ca la problemele de matematică. Și decât în plutonul 3, și decât în plutonul 3 și 4, că ne-ai spus că sunt 4. Nu, sunt 3. Sunt 3 plutoane. 3 plutoane. 3 plutoane. Da. În plutonul 1 sunt mai puțin decât în 2 și 3. Ia, plutonul 1 sunt mai puțin decât în plutonul 2 și mai mulți decât în plutonul 3. Vreau să-l aud pe Bogdan Chiriac, pentru că e rapid pentru mine, ce să mai... Bogdan Chiriac, cum ne puteți traduce pentru acest moment al alegerilor și ținând cont unde ne aflăm, din ce ne-a spus Nils? Da. Cred că sunt 4 cicliști în plutonul 1. Asta am înțeles eu de la Nils. După care urmează un pluton mai dodoloț, că sunt 14 candidați. A zis că plutonul 2 e mai mic, deci urmează 3. Nu, a zis că e mai mare decât plutonul 1. Și e mai mare decât plutonul 1 și mai mic decât plutonul 2. Așa. Pardon, e mai mare decât plutonul 1 și mai mic decât plutonul 3. Da. Aha, ok. Deci sunt candidații mai de mijloc pe care îi așteptăm cu toții și, mă rog, cei marginali, oarecum, mai exotici, care sunt în ultimul pluton. Dar estimarea mea este că ar putea să fie 4 cicliști acum în plutonul 1, ceea ce justifică venirea domnului Iohannis la sediul PNL. Stați așa că iarăși m-ați pierdut, Bogdan Chiriac. Nici necar, ajutați-mă, luminați-mă. Păi eu ziceam așa că toată bătălia pe care o duce acum președintele pentru turul 2.
Nu este pentru turul 2. Este pentru turul 1 și uite, te luminez. Așa? Da, deci te-am luminat acum. Așa, așa. Bătălia este pentru turul 1, pentru că în acest moment el nu este, nu face parte, cum să zic eu, ca să nu mă, să nu mă încalece CNA-ul. El face parte dintr-un pluton. Adică nu e favorit. Nu, haideți să nu începem. Nu. Haideți să oprim discuția aici, pentru că avem într-adevăr, niște reglementări foarte clare. Deci, în momentul de față, este un candidat. Un candidat. Lucrăm cu asta și cred că și domnul Iohannis lucrează tot cu ipoteza asta, în momentul ăsta. Să strigi tu, duminica, să te duci la sediul de campanie în Crucea Zilei, nu e un lucru obișnuit, doamna. Acum, și când organiza alegerile pentru Parlamentul European, doamna Dăncilă, prim-ministru pe funcție, era la sediul de partid. Dacă ajungem la conspirații, eu zic că premisele sunt total greșite. Nu e același lucru, atenție! Haideți o secundă, domnul Schnecker. Doamna Rusia a întrebat ce ne puteți spune. Sunteți și din experiența noastră anterioară, dar doamna Rusia este sociolog la bază. Vă dați seama foarte clar că lucrurile pot să fie radical schimbate până diseară. Deci, cu toată simpatia, prea multe n-aveți să ne spuneți în această dimineață. Eu zic că nu faceți bine ce faceți ei, domnule Turcan, pentru că nu aveți acces la datele pe care le reniți. Ok, bun, ok. Dar nu știu de ce vedem îngrijorare, de exemplu, într-un gest absolut normal. Președintele Iohannis este candidatul Partidului Național Liberal. Scrie pe buletin. Este un lucru asumat, e o relație când cunoscută, nu e o întâlnire. Asta? Nu este o întâlnire clandestină. În 30 spun, de ani. Eu știu un alt caz în care eu stăteam cu un președinte al României într-un sediu de partid, la alte alegeri. N-avem acum noi timp să căutăm. Sunt absolut convins deci că îl vom găsi, și pe Ion Iliescu într-un sediu de partid. Dar asta nu-l face nici criminal de război. Cine nici nici că ar fi ceva. Nici ar fi ceva. Deja denaturați sensul discuției. Nu, președintele Iohannis este candidatul Partidului Național Liberal. Scrie pe buletinul de vot. Pentru că nimeni nu a spus asta în acest platou despre Klaus Iohannis. Se sugerează că ar fi ilegal. Nu a zis nimeni așa ceva. Nici precedent nu este. Am remarcat nici precedent nu este. La ora prânzului n-a existat niciodată un alt moment alegeri prezidențiale în care candidatul să meargă la ora prânzului. Dar noi în acest moment, fiind sub presiunea acestui live, n-avem cum să ne documentăm. Dar vă garantez că veți găsi precedente. Este candidatul Partidului Național Liberal? Este o afișare firească, normală, nu e clandestină. Dar avem voie să ne întrebăm de ce, nu? Avem voie să ne întrebăm de ce a luat o astfel de decizie? Pare că nu, că nu ne acuzăm de nimic. Aș putea să vin în întâmpinarea întrebărilor noastre. Vă rog. Cel mai probabil, o întrebare firească ar fi cum stați cu mobilizarea? Sunteți mobilizați? E o întrebare... Se putea face și prin o discuție telefonică. Da, dar e o duminică superbă. E o duminică superbă și merită să duci. Pe vremuri ați fost și dumneavoastră jurnalistă. Asta este meseria noastră. Interpretăm fiecare chestiune. Doamnelor și domnilor, vorbim despre... Ia uite, bă, ce mă trageți, bă! Da, bă, ceasul, bă, e scump, bă! Ceasul ăsta este scump! Vreau să luăm prezentări de... Și ce faci? Dar ce-am făcut, nene, de mă luat? Nu! Bă, telefonul, bă! Telefonul, bă, n-auzi că-l scade jos! Lăsați mâna liber! Bă, telefonul, bă, nu-mi lua mie telefonul! Dar ce-am făcut, bă, să mă luat? N-am înțeles, și zic că... Criminalul Iliescu! În loc să votez, trebuie să stai la pușcărie! Da, vedem acest scandal cu poliția la casa președintelui. Alina Ieftimie în direct cu noi ne spune exact ce s-a întâmplat acolo, de la ce a pornit totul. Alina, te ascultăm. Bun găsit, așa este. În urmă cu puțin timp, poliția l-a încătușat pe Marian Ceaușescu, pe protestatarul Marian Ceaușescu și se pare că l-au dus la secție. Totul a pornit după ce fostul președinte Ion Iliescu a cerut una mobilă acasă. Cei de la secția de la Jean Monnet s-au deplasat la casa lui Ion Iliescu, care este foarte aproape de liceul Jean Monnet. Aici a ajuns și protestatarul Marian Ceaușescu, care a început să
oprite, polițiștii au venit, l-au legitimat pe acesta, însă pentru că nu s-a oprit, l-au și încătușat și l-au dus la secția de poliție. Un întreg scandal așadar la casa fostului președinte Ion Iliescu. Da, mulțumim, Alina, pentru informații. Domnule Chiriac, vedem, iată, și incidente. Astăzi, pe lângă faptul că urmărim aceste cifre și tot ce se întâmplă, vedem și aceste... Deocamdată nu sunt incidente, este protestatarul Marian Ceaușescu. Da, am e vestit pentru... Și în țară, și în străinătate, practic, alegerile s-au desfășurat normal, corect, fără incidente majore până în acest moment. Deci n-am avut... Da, domnule, dar serios, Ion Iliescu, adică Ion Iliescu, mai Iliescu, o miză. Deci, ce poți să spui? Unii oameni au fixații. Și-a cerut o chestie legală, să vină, că da. Scrie în lege că poți să soliciți în anumite condiții, dar mai ales, da, exact. De deci nu a cerut ceva, un favor cuiva, dar, a cerut o chestie legală. Atenție, până la ora 12:20, deocamdată, alegerile acestea n-au provocat emoție. Eu nu știu dacă e de bine sau de rău și cine din plutonul 1 de cicliști este favorizat de lucrul acesta. Dar nu ați avut o coadă mare de români care nu pot să voteze, nu ați avut, eu știu, secții de votare unde s-a fugit cu urna, deocamdată. Deocamdată lucrurile sunt liniștite, spuneți. Nu, nu este, e adevărat că cine nu este avantaja, momentul. Asta de spuneți. Ce asta se adică... întâmplă pe la 4-5. Păi extrema este avantajată de, în acest moment, de tulburări în desfășurarea alegerilor. Extremiștii, extremele, acestea sunt avantajate. Fiindcă se extinde de la un singur caz, sau două, eu știu, din câte secții de votare, aproape 19.000 în România și pe tot mapamondul, poți să ai probleme și acolo. Gândiți-vă câți oameni sunt implicați în aceste alegeri. De 20 de oameni pe secție de votare, sunt vreo 40.000, de, nu, 400.000 de oameni în momentul ăsta implicați direct în desfășurarea legii. E un efort logistic fără precedent, în special în străinătate, că în țară avem deja această rutină a organizării alegerilor după 30 de ani, slavă Domnului, dar orice incident de genul acesta e regretabil. Dar, mă rog, nu știu dacă l-aș numi chiar un incident acesta cu Marian Ceaușescu. Da, mi-a mai atras atenția un lucru și anume numărul și mobilizarea masivă din diaspora, pentru că vorbim, nu, Nils, despre un record până la ora asta, deci am înțeles bine, numărul e dublu față de numărul total, atenție, din 2014. Într-adevăr, 374.792 de cetățeni au votat în afara granițelor țării. Reamintim celor care au deschis mai târziu televizorul că votul în afara țării s-a făcut deja de vineri de la ora 12 la prânz și s-a votat și sâmbătă și astăzi. Astăzi vor fi deschise urnele până la ora 21 cu mențiunea, atenție, că dacă se formează coadă la ora 21 sau dacă mai sunt persoane în curtea respectivului centru de votare, se va continua votul până la orele 23:59 de minute. Deci cei din diaspora au condiții speciale de vot. În plus, am avut votul prin corespondență și am avut deja o serie întreagă de votanți care au trimis plicul. Eu m-am numărat printre aceia, o metodă extrem de bună de vot, apropo. Dar apropo de vot, să revenim din nou la cifre. 19,77%. Mă uit în spatele meu pentru că, așa cum vă spuneam, plasmele noastre aici se updatează minut cu minut, direct din sistemul becului. 19,77%, în România 17,45%, respectiv 3.179.192 de cetățeni au votat deja. Foarte interesant, spuneam mai devreme, este utilizarea urnelor mobile. A fost cerută de 7.879 de ori până în acest moment. Este un număr mare, apropo, ca să înțelegeți de ce revin la acest număr. E un fapt divers interesant. În topul județelor rămâne
Ilfov cu 22,24% participare, Constanța, Brașov și Argeș cu peste 20% și Teleorman cu peste 19%, aproape 20%. Iar în rândul județelor Codașe găsim Satu Mare, Covasna, Vaslui, Arad și Maramureș, care sunt undeva între 12,5% și 14%. Pe regiuni, dacă ne uităm, iarăși de remarcat că a crescut procentul în Transilvania și în Banat Tișana, apropiindu-se ușor de Oltenia și Muntenia. Așa cum spuneam mai devreme, în Transilvania și în Banat Tișana lumea se duce mai întâi la biserică și pe urmă votează, pe când în sud obiceiul este invers, se merge mai întâi la vot și pe urmă se merge la biserică. Deci avem avem Muntenia, Dobrogea și Oltenia la aproape 19%, Moldova și Transilvania puțin peste 16%, Banat-Tișana la peste 15%. De asemenea, împărțirea între bărbați și femei a început să se echilibreze. Toată dimineața au fost mult mai mulți bărbați decât femei la vot. Acum suntem la 50,63 bărbați, 49,36 femei, ceea ce arată deja un echilibru între sexe. De asemenea, la vârstă, interesant este că începe să crească zona 35-44. N-am înțeles, mi-a zis ceva. Nu, te ascultăm. Să mai dau o dată refresh. Mai luăm o dată date noi, ca să schimbăm cartoanele cu date noi pe care le vedeți. Și mai vreau să menționez, am zis de tineret, adică tineret, de vârsta, să zicem așa, a celor care sunt în pâine, 35-44, a început să crească, a ajuns la 16,13%. Astea ar fi ultimile date și, da, după cum vă spuneam, Plutonul 1 continuă să ia avânt față de Plutonul 2. Avem o distanță, după cum vă spuneam, Plutonul 1 mai mic decât Plutonul 2, dar mai mare decât Plutonul 3. Ne tot dai această problemă. Vă dau această problemă de matematică pe care să o rezolvați, dar, repet, este interesant pentru că în Plutonul 1 este destul de compact. La fel ca, aha, și Plutonul 2 de altfel. Asta ca să mai complici un pic. Asta ca să vă mai dau mai niște tare probleme, adică... V-am spus, trebuie să... Ionuț, dacă nu te uiți la noi tot timpul, scapi un element și nu poți să-ți construiești această problemă de matematică. Bun, văd aceste cifre. Până la ora 13 sunt toate șansele ca să fie cea mai mare prezență la vot comparativ cu 2009-2014, pentru că am cifrele în față acum de la precedentele prezidențiale. Domnule Pricină, aș vrea să vorbim un pic despre partea asta a tineri care vin la vot și ce ar face să vină într-un număr cât mai mare la vot și ce ne arată până la ora asta aceste cifre. Am văzut și pe regiuni și pe județe, la fel, unele surprize în unele județe, înțeleg, de la Nils. Eu vă spun un lucru care, să zicem, că îi face pe tineri să nu prea vină la vot. Tinerii sunt în momentul acesta ceva mai concret ancorați în realitate decât sunt oamenii de o anumită vârstă. Deci eu i-aș îndemna, de pildă, pe conaționalii noștri votanți să facă efortul, să se uite la galeria de candidați și să aleagă pe unul pe care îl consider om de caracter. De 30 de ani ne trebuie un mare om de caracter în fruntea. Avem mare nevoie de așa ceva. Dacă poate înclina, dintre... de exemplu, o prezență mare a tinerilor, poate înclina... O secundă, dacă avem un mare om de caracter între cei care candidează, care să se legitimeze prin faptele de până acum. Asta ar fi o chestiune. Calminter, vă spun un lucru. Votează mentalitatea și votează inerția, mai mult decât simpatiile de partid sau alte criterii și simpatii. Există o mentalitate de stânga, că venim de unde venim, și în special de la o anumită vârstă în sus, pe care tinerii nu au,
Deci asta trebuie să spunem și poate așa se explică și prezența mai mică la vot. Și există o mentalitate de dreapta atât cât este, acestea vor intra în coliziune până diseară. Și mai există, atât doamna Rusă, am terminat, mai există inerția specific românească. De multe ori, în piață, în public, când stai de vorbă, domnule, eu îl votez pe ăla, îl votez, și acolo votează conform unei anumite inerții pe care o are... Bogdan Chiriac, toate calculele care se fac aici, absolut, absolut, absolut toate, pot să fie răsturnate de ceea ce se întâmplă în aceste momente, în zilele astea, în diaspora? Pentru că acolo analizele sunt următoare. Dom'le, se dă între doi candidați, nu le spunem numele, acolo bătălia, știm cu toții cine e popular în zonă, dar în ceea ce privește diaspora, pot să răsufli liniștit tu, candidat, dacă ai de aici toate asigurările că e bine, domne, e bine. Adică stați liniștit, totul e bine. Domnule, eu cred că numărul total în diaspora, unii estimau, cei mai mulți estimau, spre 800.000 de oameni care ar fi putut vota. Am văzut totuși că în primele două zile, cu urne deschise și cu vot prin corespondență, au votat 300.000 de persoane, ceea ce e puțin, dacă mă întrebați. Da, e foarte mult comparativ cu anii trecuți. Păi că nu se vota. Cu alegerile precedente. Zona asta. Acum înțeleg că votul în diaspora a atins undeva la 370.000 de persoane, da. Și suntem în a treia zi de vot plus votul prin corespondență. Totuși, eu sper ca diaspora, ținând seama de eforturile făcute și câți bani costă toată chestiunea asta, România este acum cel mai deschis stat din lume vis-a-vis de votul din diasporă, toate modalitățile, multe zile, ce vreți dumneavoastră, sper să se atingă totuși un 500-600 de mii de voturi. E, într-adevăr, dacă este adevărat că 80% dintre aceste persoane vor vota unul dintre cei doi candidați, e, sigur, îți vin din diasporă la un total de 10 milioane de votanți circa, să-ți vină din diaspora 3-4% înseamnă foarte mult. În primul rând că vorbim despre 381.000 de oameni în diaspora până în acest moment. Deci o să vedem până... probabil peste 500.000. Acum, cifra este importantă, dar zic că merită să punem accentul pe diferența specifică față de celelalte scrutinuri. Este o atmosferă luminoasă. În sfârșit, cred eu, românii nu se mai... tem să-și exercite un drept fundamental și nu se mai lovesc de blocajele propriului guvern. Adică... Vă referiți la realmente, din străinătate? Nu, mai ales la cei din străinătate. Este o cu totul altă atmosferă, atât în țară cât și în străinătate. Nu mai sunt blocaje, nu mai stă nimeni să se gândească la faptul că guvernul României le blochează un drept fundamental, fiecare se organizează cum poate. E ceva frumos. Că vin în număr mare sau într-un număr mai mic, este mai puțin important. Nu, dar românii, important. Dar românii simt de data aceasta că un drept fundamental le este respectat. Ceea ce cred că în alte situații n-au simțit. Și uitați-vă câtă liniște până la urmă plutește deci în acest scrutin. E un lucru e cel mai liniștit scrutin din... După ce a nenorocit alte câteva scrutinuri. Deci lăudați fostul guvern pentru organizarea votului în diaspora. Eu cred că... De nu l-a organizat actualul guvern de luni până acum. Eu cred că fostul guvern a învățat niște lecții și cred că și modul în care a fost mobilizat de către noul ministru Vela, Ministerul Afacerilor Interne, de asemenea a contribuit într-o măsură importantă la liniștea și predictibilitatea acestui. Ministerul de Interne a organizat domnul Vela în 5 zile, nu? Zic că și domnul Vela a contribuit printr-o anumită gestiune la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că dacă am fi avut-o pe doamna Carmen Dan, și acest scrutin ar fi fost contaminat de încercările. Este abia ora 12, haideți să nu ne avântăm, adică dreptul la vot. Să avem răbdare. Elena, într-adevăr, nu există presiunea aia pe care o simțeai sau pe care era transmisă prin rețelele de socializare, că, domne, nu mai apucăm să votăm, E liniște, european totul. Da, dar asta știam că va fi așa de câteva săptămâni, chiar luni, de când lucrurile s-au reglementat din acest punct de vedere. Nu cred că într-o săptămână s-au rezolvat toate aceste lucruri. Cred că deciziile au fost luate mai de mult. E bine că au învățat din greșelile făcute de toate guvernele, nu doar este de o atmosferă total din ultimii 30 de ani. Sigur, și asta este foarte bine. Nu mai avem acele cozi, nu mai avem acele știri, nu mai avem semnale pe rețele de socializare și eu mă așteptam la mult mai multe voturi în aceste condiții. Să nu uităm, a fost crescut și numărul de secții de votare și numărul de zile
zile în care se votează. Mă așteptam cel puțin peste 500-600 de mii de români care se voteze afară. Vom vedea la sfârșitul zilei. În ceea ce privește prezența în țară, eu cred că tinerii se vor... Cred că se va ajunge totuși la cifra asta. 400 de mii au votat la europarlamentare. Exact, Jumate secții de votare și o singură zi. Și acum nu sunt cozi, nu sunt semne că va fi așa o nebunie pe ultima sută de metri. Eu cred că în țară tinerii se vor mobiliza așa cum s-a întâmplat la fiecare scrutin după amiază. Întotdeauna după ora 3-4 după amiază s-a văzut că în toate statisticile că a crescut numărul tinerilor. În mediul rural, de obicei, după ce se termină slujba la biserică, începe în funcție de zonă. Nils, că e după obiceiuri în unele zone. După, acum... Nu mai e nebunia anilor 90. Nils, nu ne lăsa așa. Vorbim de apatie, dezinteres sau din contră lucrurile sunt atât de bine, merg atât de bine unse, că nu mai simți, frate, că se votează în România și la președință, și la președinte, că vorba aia. Românul pentru asta trăiește să-și aleagă președintele. Evident. Lucrurile în momentul de față trebuie spus că merg bine. Nu, chiar nu avem ce să creim. E adevărat, dacă mă uit la modul în care s-a organizat votul în diaspora, pot să-ți spun că deja de la finalul săptămânii trecute erau deja secțiile închiriate, cabinele antamate, totul era deja rezolvat. E meritul lui Marcel Vela, ministrul de interne, n-ai auzit? Nu, stai puțin, nu, eu vorbesc, eu nu știu ce e în țară, eu spun ce s-a întâmplat în diaspora, pentru că am văzut acolo, ca să spun așa, desfășurarea la fața locului, cum s-a întâmplat cel puțin în Spania, pot să spun. De asemenea, interesant însă este modul în care s-au pregătit românii pentru acest vot. Și asta, iarăși, din emisiunile de radio pe care le am în Spania, am observat că ei au început deja, cam de acum 3-4 săptămâni, să se decidă și să fie chitiți pe un anume vot. Nils, cred că trebuie să te abdatezi eu de data asta pe tine, pentru că îmi spun colegii care văd imaginele din spatele, datele din spatele tău, s-a depășit prezența pentru turul 1, avem 20,9. Da. Avem peste 20% votați, 20,9% într-adevăr, iată aici în spate, am dat acum un refresh și pentru cartoane, o să le vedeți și pe ecran aceste cifre, deci am depășit, ca să spunem așa, o cincime din totalul electoratului român să fi deja votat. Dintre care 2,11% au votat în afara țării. Atenție, suntem la vot prezidențial, ceea ce înseamnă că orice persoană de cetățenie română poate vota în străinătate. Nu trebuie să prezinte documente de reședință. Deci nu trebuie neapărat să fie rezident în străinătate. Orice turist, ne aducem aminte, chiar un lider al unui partid politic, de fapt mai mulți lideri al diferitor partide politice, au votat în Italia ieri și alaltăieri. Și am văzut că nu a fost niciun fel de problemă. Deci inclusiv turiștii aflați în străinătate trebuie să fie calculați în acest procentaj. În țară 18,79% au votat până în acest moment. În cifre absolute 3.423.743 de cetățeni au votat în interiorul țării și 384.917 dincolo de granițele României. Deci, practic, am 35% din numărul total al celor care sunt așteptați teoretic la vot până la sfârșitul zilei de astăzi, au votat deja. Au votat deja, exact, și este ora 12:30, ceea ce, după părerea mea, este o prezență destul de importantă și ceea ce spunea Elena este foarte corect, respectiv, tinerii vor ieși în după-amiaza zilei, de obicei, la vot, ca atare ne așteptăm la o afluență și mai știm de asemenea modul în care se organizează diferitele partide, anumite partide își scot efectivul principal tot așa după ora 16,
Deci vom vedea probabil o afluire de nou la vot undeva în perioada 16-18 și o alta în perioada 19-21. În perioada 19-21 se va baza și pe rezultatele parțiale pe care le vor avea partidele. Da, Nils, e și Laura adus alături de noi cu o altă informație, pentru că latifundiarul din Pipera nu votează la prezidențiale. E vorba de Gigi Becali, care nu poate să voteze nici de această dată. Asta după ce dreptul i-a fost interzis după condamnarea pe care a executat-o. Acum Becali cere reabilitarea sa în instanță. Vă spuneam, Laura Duță ne spune exact. Laura, te rog. Bine, v-am găsit o zi importantă, iată, în care milionarul Gigi Becali, cunoscut de toată lumea, așa ar fi dorit să-și exercite acest drept, însă nu poate să facă acest lucru. Și asta pentru că, vă reamintesc, a fost condamnat în anul 2013, două condamnări definitive în două dosare diferite a primit Gigi Becali. În 2015 a fost eliberat, a executat pedepsa, însă, conform pedepse pe care a primit-o din partea instanței, 5 ani după executarea pedepsei nu poate să-și exercite acest drept la vot. Cu toate acestea, Gigi Becali a încercat să-și reabiliteze numele și să-și curețe cazierul. A mers în instanță, a deschis un proces, însă acest proces a mutat la Înalta Curte de Casație și Justiție și nu a primit o decizie definitivă, iată, până astăzi, ca să poată să meargă să voteze.